În Dâmbovița se vorbește pentru prima dată la modul concret de amenajarea unui teren cu suprafață artificială de dimensiunile unuia omologat de federație pentru jocuri oficiale. Terenul sintetic ar trebui construit în spatele tribunei a doua a stadionului Eugen Popescu, unde acum se chinuie juniorii Chindiei, prin bălți și noroaie. În bugetul aprobat de consilierii locali târgovișteni pentru anul în curs, se regăsește și suma de 200.000 de euro pentru acest teren. Eu ne-am promis că în toamnă, când va veni în turul campionatului viitor, senior, junior, și aș vedea să activitatea potențită. Acum, eu nu știu când alocat niște bani pentru trenul sintetic. Ar fi un lucru super, dar nu știu când.